Mi se pare foarte interesant și aș vrea să mergem în sfera medicală în continuare. Alături de mine este domnul dr. Teodor Holhoș, chirurg oftalmolog. Astăzi o să vorbim despre câteva metode care o să ne îmbunătățească vederea și unele dintre ele par miraculoase, vă spun. Bine ați venit! Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație, mă bucur să fiu din nou alături de voi aici. Domnule doctor, de ce zic că par miraculoase? Mi se pare extraordinar unde a ajuns știința și tehnologia în momentul ăsta. Am auzit că există o tehnologie care poate să ne scape de ochelari în doar 7 secunde. E posibil așa ceva? Da, este extraordinar unde a ajuns tehnologia. Eu deja de 2 ani operez cu această tehnică Smile Pro în 7 secunde și încă nu îmi vine să cred cât de sigură, cât de rapidă, cât de bună pentru pacienți este această tehnică. Și da, ne scapă în 7 secunde de ochelari. Dar cui este recomandată această intervenție? Operația laser în general se recomandă pacienților între 18 și 40 de ani. La pacienții tineri, de obicei la miopie, pentru că această operație se poate realiza astăzi doar la miopie și astigmatism, în curând și la dioptricul plus, la hipermetropie, da? Da, de anul acesta sperăm, o așteptăm de ceva vreme, la tinerii care au cornea normală, adică după un set de investigații, noi vedem dacă acel tânăr se încadrează și putem face în siguranță operația. Dar cu ce riscuri vine această intervenție? Că mai sunt poate oameni care sunt fricoși atunci când vine vorba despre o operație la ochi. Pe bună dreptate, un pic de frică de necunoscut la orice. Compar aceste operații cu mersul cu avionul și la mersul cu avionul avem emoții de fiecare dată când decolează. Dar este cel mai sigur mijloc de transport. Această operație este cam cea mai sigură operație în lume, este cel mai mult tehnologizată. Aparatul face cam 99% din treabă și precizia lui este de 1 micron. Wow! Și riscuri? Ca la mersul cu avionul, teoretic se poate întâmpla orice. Și la operație pacientul poate să moară dacă are atac de panică. Dar în rest alte riscuri. Aparatul singur se oprește dacă se întâmplă ceva, mișcă pacientul singur, nici nu pot să merg mai departe. Ok, asta e foarte interesant. Dar dacă să zicem că nu mă încadrez la metoda asta, am făcut investigațiile și nu mă încadrez la această metodă, mai există alte metode prin care pot să scap de ochelari? Da, există metode cu cristalin. Dacă sunt dioptrii foarte mari sau dacă cornea este prea subțire, există varianta de cristalin ca o lentilă de contact care se pune în interiorul ochiului. Aceste lentile sunt pe viață, lentile trifocale ne scapă de tot de ochelari. Ele sunt recomandate de obicei după 40 de ani că ne scapă și de ochelarul de aproape. Până la 40 de ani laserul, pentru că avem doar la distanță de obicei probleme. Am înțeles. Deci, practic, e ca și cum ți-ai pune lentile pe viață implantate acolo. Da. Operația de cristalin durează doar 3 minute, nu e 7 secunde, că trebuie să punem ceva în ochi. Este 3 minute, nedureroasă, nu curge sânge, nu se face cu injecție, anestezie doar cu picături. Anestezie cu picături. Ok. Ok, știm că odată cu vârsta, cum mai pot să mai apară și alte probleme oculare? Cum ne dăm seama, de exemplu, că avem cataractă? Cataracta apare ca un fel de ceață și o vedere ușor neclară. Când vedem un pic lucrurile mai galbene, nu le vedem așa curate, când ne supără lumina prea tare, atunci e obligatoriu un consult. Cataracta nu apare așa dintr-o dată de pe o zi pe alta și atunci de multe ori nu sesizăm că parcă anul trecut vedeam un pic mai bine, nu ne dăm așa seama. Da. E bine un consult, în special după vârsta de 40 de ani, pentru că poate să apară chiar și la vârsta aceasta. Și operația de cataractă cum se face? Sunt foarte curios. Operația este identică ca și cea cu cristalin, că practic trebuie să schimbăm cristalinul nostru, care e un geam murdar, și punem un geam curat, adică un cristalin artificial. 3 minute, ușoară, la fel, fără injecție, nu curge sânge, nu coasem ochiul. Și ca pregătire înainte e nevoie să știe ceva pacienții? Pregătire, dăm cu 2-3 zile înainte niște picături de curățire a ochiului ca să vină pacientul cu ochiul fără microbi, picături de antibiotic, cu care merge după operație, continuă tratamentul. Vă mulțumesc foarte mult pentru informații.
Mă gândesc acum că o operație de genul ăsta e deja o sperietoare mult mai mică pentru oamenii de acasă și mă gândesc că e foarte importantă și intervenția doctorului. Presupun că stați de vorbă cu pacientul în timp ce... Da, le putem povesti, le risipim emoțiile, nu? Le spunem că o să fie bine, că e ușor. Ei, pacienții, chiar au voie să vorbească cu noi în operație dacă sunt probleme. Ne pot spune ușor, stop, vreau un pic de aer, dar de obicei în 3 minute la cristalin sau nu mai zic în 7 secunde la smile, Pro, nu prea e nevoie, nu prea are ce să apară. Mulțumesc, domnule doctor Teodor Holhoș, și vă mai așteptăm cu alte informații. Cu mult drag. Din lumea tehnologiei oftalmologice. Mulțumesc de invitație. Mergem acum la colegii mei, Bogdan Lili. Am fost atenți, am fost și cu un ochi, că vorbeam despre ochi, pe mesajele de pe WhatsApp. Acolo ne povestiți gafe de la restaurant. Da, fiți atenți. Bună, sunt Floriana din Prahova. Cea mai mare gafa mea a fost să mă descalz la...